Deci, orice fracție pe care o avem, pe care o întâlnim, hai să spunem așa, pe care o întâlnim, orice fracție pe care o întâlnim, o vom cerceta de fiecare dată, o vom cerceta de fiecare dată dacă este sau nu ireductibilă. Da? O vom cerceta de fiecare dată dacă este sau nu ireductibilă. Mai exact, o să o aducem la fracție ireductibilă, adică o să o facem praf acolo, până când nu avem ce face. Și acum am să vă dau exemple. Nu, dați-mi voi de exemple de fracții deodată ireductibilă. Ireductibilă direct? Da. 51 pe 20. 51 pe 20. Ia să vedem dacă e adevărat. Stefania, ne străduim să vedem că este reductibilă. Adică noi încercăm să căutăm că s-ar împărți prin cineva. Cercetează cu voce, te rog, Ștefania. Începe prin 2. Păi, prin 2 nu merge. Nu merge, categoric. Prin 3 nu merge, pentru că 20. Suma sus face 6, dar nu vrea jos. Nu se împarte 20 la, hai să spun, nu se împarte 20 la 3. Așa. După prin 5 merge cel de sus, dar cel de sus nu merge. Corect. Dacă ar fi să-l descompunem pe 51, dar așa. Lasă, de ce nu? Dacă ar fi să-l descompunem pe 51, ia să vedem ce divizoare aș găsi. Ar merge sigur pe 51, ar merge prin cât? Prin 3, că 5 cu 1 fac 6. Da. Deci 3 în 5 merge odată. Rămâne rez 2, coborăm pe 1, 21, 3 în 21, deci 7 ori. După 17 nu ori prim, nu are. Deci 17 pune 1. Deci 51 e 3 ori 17. Da. Adică 20 ar trebui să se partă prin 3 și nu, și prin 17. Da. Și gata. Este ireductibil, a avut dreptate. Dar totuși se poate simplifica. Prin cât, mă? Prin 1. Hai, mă, dar să-l faci tu. Nu fac niciodată prin 1. Simplificarea prin 1 adică nu faci nimic. Știu. Este o glumă. Da? Ireductibilă. O altă... dă tu, Ștefane, acum un exemplu de fracție ireductibilă. 91. Pe 64. Corect. 91 pe 64. Noi cercetăm. Tu ai dat așa și eu și cu Darius cercetăm. Prin cât încercăm? Sau vrei să... Prin? 4. Nu. Criteriile care le avem noi. Mai întâi prin 2. Nu, nu prinde, nu merge. Nu merge. Prin 3. Prin 3. Nu, că 6 și 4 fac 10. Și nici 1 nu merge. Nici nu mă interesează. Dacă 1 nu merge prin 3, nu mai cerce despre ce altul. Văd de treabă. Prin 5. Prin 5, atâta fi când are 0 sau 5. De acum 9 nu merge, că suma celor se parte la 9. De acum încercăm să vedem numere prime. Adică după ce am văzut 3, 5, 7 este număr prim. Ia să vedem dacă 91 se împarte la 7. Nu se împarte 64. Prin 7, că 8 ori 8 fac 64. Deci prin 7 nu, prin următorul număr prim după 7 este 11. Și 11, 64 nu se împarte la 11 și dacă împărțitorul depășește câtul, atunci ne oprim. În concluzie, 64 nu acceptă un număr până în 8, 8 ori 64 în el însuși, deci număr prim, și atunci nu mă mai interesează, este ireductibilă. Că 64 avea puterea lui 2.
Da? Da, 91. Dar asta nu vrea niciun 2. Cum e asta? Nici nu aș vrea vreun 2. Deci nici tu n-ai vrea vreun 2 la clasă, nu? Așa. De pentru mine. În catalog. N-ai vrea un 2 în dreptul tău. N-ai vrea, sigur că da. Nu-i de preferat să vrei asta. Nici 5, nici 6. Poate 9, 5, 10. 9 și 10, așa mai accepta. 9 și 10. Așa, așa să fie tot timpul. Cu gândul ăsta să vă stăpânească, Doamne, Doamne, gândul de a lua numai note frumoase, mă. V-am povestit că n-am avut nici o 9, nici o 9 în clasă de 5-8. Nu. Nici un 9, nici un 9, numai 10. Deci toți cei de la 5 până intra 8, da? Nu. N-am avut niciun 9. Nu crezi? Ce pot să fac eu? Adică să aduc carnetul, nu? Numai 10? Da. Numai 10. Pe linie? Pe linie, pe... Deci n-am avut niciun 9, 4, pe rând. Seamnă, te-ați dat loc toți. Da. Și trebuia să dați clasificarea până când... Da. De ce? De ce? Din clipa în care m-am îndrăgostit de locul 1, asta mi se întâmpla încât la 1-4, n-am mai vrut să cedez. M-am simțit atât de bine, atât de bine, încât n-am mai cedat niciodată. Profesorii aceia din sătucul meu de acolo, din comuna respectivă, de fapt, nu sunteți de lângă Podul Turcul undeva, tot din județul Bacău, Podul Turcul ați auzit dumneavoastră, dacă n-ați auzit. Am auzit, dar nu știu. Da. Profesorii spuneau că nu mai întâlniseră în generațiile care fuseseră de-a lungul timpului un copil atât de interesat cum eram eu. Și atât de dornic să fiu pe poziția întâi. Așa se explică... Mai există un profesor de-al nostru acum? Profesor de-al meu nu mai este, nu mai sunt în viață, dar cei care au fost profesori ai mei... Au 30 de ani. Ba da, mint. Profesorul de matematică încă trăiește și profesorul de... Aproape 80. Înseamnă că avea vreo cât? 25? 20 și ceva, da. 80 și ceva trebuie să aibă la vreo 20. Eu terminat liceul la 18 ani, așa și-o devin profesor. Mă întorc și vreau să vă spun că așa se explică, să spunem acum, faptul că sunt singurul profesor din, nu mai din țară, ci din lume, care fac chestia asta. Deci nu există niciun profesor să fac ceea ce fac eu cu voi. Da? Atenție, nu există. Mai știu pe cineva. Cum? Nu pregătire, nu meditație. Păi, dar știu pe cineva. Meditație filmată să o pună pe internet. Da, mai există un profesor. Unde? Pe dumneavoastră. Așa, da. Mai sunt profesori care fac filme pe internet, dar nu în calibrul ăsta. Ei fac de regulă pe tabla acolo, da? Sau pe, mă rog, scriu cu ce scriu acolo, dar fără să facă concret, așa cum e natural să fie discuția asta care pot eu cu voi. Dar nu este o discuție umanizată, da? Nu este rece acolo. El scrie acolo, face nu știu ce. Așa făceam eu în primele lecții, dacă să vă uitați, în primele lecțiile eram pe tabla asta, era pe spatele unui graj, și acolo în câmp făceam lecții, aceeași lecții la matematică și la apicultură. Dacă vă uitați în cele 800 și primele lecții le-am făcut numai așa. Mă întorc acum. Eu știu un filmuleț, când erați acasă și ați făcut nu știu ce ciorbă. Așa. Și că această ciorbă, nu mai știu ce probleme avea. Așa. Făceam și mâncare. Era acum vreo 2-3 ani. Da, soția era plecată în America și atunci eu încercam să și fac. Aveți soție în America? În America, pardon? Copii erau în America. Și am copii în America, nepoți sunt în America, acolo, la spate, da? La Bill Gates acasă, la Microsoft, lucrează. 14 ani. Câte ori mi-ați zis asta? Pentru tine, da. Tu ai obosit auzind asta, așa este ceva de... Merg mai departe. De un an și nu mai e cea mai mare. Microsoft e cea mai mare companie de calculatoare din lume. Da, Și de jocuri. Să mergi mai departe. Uitați, copii, dacă am să am de adunat fracția 1 pe 2 plus 1 pe 2, e ca și cum aș spune, o jumătate de măr și o jumătate de măr. Cât face? Și e ca cu 2 pe 2. Așa, face 1
un măr face, da? Da. Iar acel 1 este 2 pe 2. Sau 3 pe 3 sau 4 pe 4. Noi îl lăsăm 2 pe 2 ca să fie același numitor. Și asta înseamnă că în loc de 2 o să înseamnă 1 plus 1, totul pe 2. Iată cum anume să adună 1 pe 2 plus 1 pe 2. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Numărătorii, da, punem numitorul comun 2 și adunăm numărătorii 1 plus 1, da? Da? Și face așa cum vedeți, foarte ușor să adune două fracții care au același numitor. Și la fel de ușor și hai să vedem. Care n-au. O clipă aia, să studiem un pic. 1 pe 4 plus 3 pe 4 este egal, Ștefania? Cu 4 pe 4. Egal cu 4 pe 4. Și face 1. Da? Tot 1 face. Tot 1 măr. Deci un sfert de măr. Și cu 3 sferturi, da, face mărul complet. Sigur că da. Cât face, să spunem, 5 pe 8 plus 3 pe 8? Egal cu 8. 8 pe 8. Egal cu măr. Tot 1 măr face. Da. Cât face 3 pe 7 plus 1 pe 7. Plus 1 pe 7, ușor. Îl amplificăm pe primul cu 1 și pe altul. De ce mai cu 1? Aha, am același numitor. Eu am înțeles altceva. Egal cu 4 supra 7, sigur că da. Cu cine este egal cu, să spunem, 5 pe 11 plus 4 pe 11? Bă, 9 pe 11. Deci când au același numitor, suntem foarte fericiți. Ce facem când suntem în situația asta? 1 pe 3 plus 1 pe 2. 1 pe 3 plus 1 pe 2. Știu eu, ușor, ușor. Pe prima îl amplificăm cu 2 și pe a doua îl amplificăm cu 3. Deci luăm pe 1 pe 3 deoparte. Și o aducem într-o echivalență. Da. Și care e echivalenta? 2 da? Pe 6. Deci mulțim aici cu cât? Cu 2. 2 și facem 2 pe 3. 6. Iar 1 pe 2 o luăm deoparte, să zicem, și face 6. Cu 3. Și o aducem echivalenta ei 3 pe 6. Și egal cu 5 pe 6. Ușor. Da? Și atunci continuăm în loc de 1 pe 3. Punem 2 pe 6 plus... Și am ajuns în momentul fericit, când au același numitor, și face 5 pe 6. Foarte simplu, nu? Foarte simplu și frumos, dacă înțelegem mecanismul acesta. Mergem mai departe. Cu cât este egal, să zicem, 5 pe 7 plus 3 pe 10? Păi o să-l amplificăm... pe acesta... Pe prima. Pe primul cu 10. Deci pe asta toată, Ștefania, nu mă iau deoparte, pe loc facem asta. Da, fiindcă de oricât... Dar de ce a zis el cu 10? Să bănuim noi de ce? Fiindcă 50 cu 70 plus... Și din coace cu cât ai de gând să amplifici? Cu 7. Cu 7? Ca să aduci la 70. Și egal cu 50. Da? Ca să ajungi la 70. Deci e egal mai departe cu... Plus... 50. 21. Pe 70. 70 este egal plus 71 pe 70. 21 pe 70 face cât? 71 pe 70. 71 pe 70. Acum pe Ștefania vă aștept să mă ajute. 205 pe 200. Nu fie rău. Trebuie să o luăm ușor, că așa nu, deodată. 0 pe 0 plus 1. 0 pe 0 nu există. 0 pe 0, împărțirea la 0 nu se poate face. Deci niciodată, atenție, atenție, nu există, nu există, 7, un număr A supra 0. Nu există așa ceva. Să nu mai, niciodată, împărțirea la 0 nu se poate face. Deci nu există. 50 pe nu. 100 să... plus... Ștefania, uite, eu zic așa. 5 supra 6 plus 3 supra 5, plus
3 supra 8. Păi, pe 5 pe 6, 5 pe 6, îl amplificăm cu 4, cu 3. Un pic, un pic, un pic, vorbesc. Pe 5 pe 6 cu cine, Ștefania? Cu 2. Cu 2. Dar face 12 aici, da? Da. Și la cine? Ca să fie același lucru și în partea asta și în partea asta. Cu 3. Așa, cât ar face 3 ori 6? 3 ori 6, 18. 10. 10. Dar jos, în partea asta altă, cu cât s-ar amplific? Pe 8, cu cine ca să facă... Cu cine s-ar amplific ca să facă 16, să fac 18. Nu am cu cine. 8 ori cât să fac 18, nu se poate. Atunci mărim pe 6 de 4 ori. Cât ar fi? 24. Iar dincolo la 8? Tot la 24 vreau să ajung. Cu cât să lămulțesc pe 8 ca să facă 24? Trei ori 8, 24. Și egal cu 29. Deci aici aș trebui să mulțesc cu cine aici? Aici cu 4 am hotărât împreună. Și aici cu cine? Cu? 3. Cu 3. Și atunci face 4 ori 5 face 20 pe 24 plus 9 pe 24. Și este fericit momentul că iată la adunare face 29 supra 24. Vezi, aici a fost minunat cum anume ne-am întrebat cu cât să amplificăm. Și am început cu 2 întâi. Cu 2 și nu prea. 12, m-am uitat la 8, nu se parte exact. 12 nu se parte la 8. Am început cu 3. 3 ori 6, 18. Dar 18 nu se parte la 8. 4. 4 ori 6, 24. 24 se împarte la 8. Merge de 3 ori. Deci asta ar fi șmecheria. Dar acum să încercăm o tehnică care să ne permită nouă să facem treaba asta cu foarte multă atenție. Și uite ce îți propun, Ștefania. 6 este egal cu... Hai să vedem descompunerea lui 6. Prin cât ar merge 6? 2. 2. 3. Și merge de 3 ori. 3 și 1. Da? Și deci putem spune că 6 este egal cu 2 ori 3. N-a fost zilor greu, puteam spune deodată că 6 este egal cu 2 ori 3. Iar 8 este egal cu cine? 2 ori 4. 2 ori 4. Sau mai știu eu ca puterea lui 2, 2 cât, 6, 8 e egal cu 2 la... 2 la 3. 2 la 3. Și la 8 e egal cu 2 la 3. Și acum, cel mai mic multiplu comun, pe care îl caut eu, deșteptul ăsta de număr, care se împarte exact și la 6 și la 8, este, dintre 2 la 1 și 2 la 3, îl luăm pe 2 la 3, cel cu exponentul mai mare. Deci dintre cei comuni, îl luăm pe cel care are exponentul cel mai mare. Dacă ar fi și un 2 la 2, tot pe 2 la 3 îl luăm. Deci dintre cei comuni, îl luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Și luăm și pe toți cei necomuni. Deci 2 la 3 ori 8. Ori 3, pardon. 2 la 3 ori 3. Și 2 la 3 face 8, 8 ori 3. E egal cu 24. Acesta este numărul căutat de noi. 24 este ce? Ca să mergi pe bâșbâite. Că știi, aici ai mers cu 2, cu 3, cu 4, până când te-ai prins. Dar așa, acum, deșteaptă este ideea să descompunem, că știm să descompunem, și luăm dintre cei comuni pe cel cu exponentul cel mai mare și luăm și pe cei necomuni. Și mulțim pe toți. Și ăla este numitorul, numitorul comun, deștept comun ambulor. Că obiectivul nostru care este? Să aibă același numitor. Că dacă ajung la același numitor, primul știu, adun numărătorii între ei și gata povestea. Hai să mai vedem un alt exercițiu. Vreau. Să zicem, 5 supra
12 minus 1 supra 4. Egal cu 4 supra 8. De ce zici 4? Ai scăzut 5 minus 1. Da. Mă panoramă ce ești tu. Păi dar numitorul 1 e 12 și altul e 4. Nu e același numitor. Deci trebuie să ne gândim să avem același numitor. De acord, da? Și putem zice direct. Îl amplificăm pe primul cu 1. Adică cu nimic? Da. Și pe al doilea amplificăm cu 3. De ce cu 3, mă? Ce, de unde s-o vin ții minte? Că mie nu le-am. Fiindcă 3 ori 1, 3. 3 ori 4, 12. A, ai văzut că 12 se împarte la 4. Și de aceea ai simțit tu că cu 3 îi face treaba bună. Da? Deci el observă că 12 este numărul acela deștept, comun. Da? Punem așa dedesubt, 12. Și el se sesizează că 12 se împarte la 4 și am ficat cu 3. Aici e cu 1, adică cu nimic. Și zicem 5 pe 12 minus 3 ori 1, 3 pe 12. Am amplificat-o cu 3 și sus și jos, da? Știm bine. Și faci acum, având același numitor, facem operația. 5 minus 3 face 2 pe 12. Și este ireductibilă fracția asta sau reductibilă? Se mai poate simplifica. Prin cât? Prin 2. Prin 2. Așa este. Prin 2 și face cât? Și este egal cu 1 pe 6. 1 pe 6 este... Se mai poate simplifica cu 1. Bă, nu mai spune așa că mă superi. Mă, ca și cum mi-ai dat două bani. Prin 1 nu se pune problema. Știu. Și dar ce nicio... faci așa până... Păi da, până pierdem tot timpul, da, de, de lume. O să ne dai simplifica cu 1 pe 6. Nu mai zici așa că nu-i corect. Primul 1. 6, 6, nu așa. Să zicem, iată, 3 supra 14 plus 5 supra 21. Egal cu... Ce facem? Se descompune. Cel mai bine se descompune. Luăm de o parte. 14, prin cât ar merge dacă la descompunere? Prin 2, nu? Prin 3 merge. 2? 14 prin 3? Nu, mă. Prin 2. Prin 2 ar veni 14 ori 2, 28. Tu vrei să amplifici acolo de o parte? Deodată? Noi vrem să facem descompunerea întâi. 14 prin 2 merge de 7 ori 7. 2 ori 7, nu? E clar că 2 ori 7 face 14. Hai să scriu și noi așa. Stefania, 14 egal cu 2 ori 7. Pe 21 să luăm. 21 de desubt face 3 ori 7. 3 ori 7. Și atunci, cel mai mic multiplu, e un multiplu ăsta, că trebuie să împarte și la 14 și la 21. Cel mai mic multiplu comun este comun, ca să cu exponentul cel mai mare. Nu am nimic. Ba da, am un 7 comun. Îl scriu 7. Sau mă doi la același valoare. Iau pe unul din ei 7 ori și iau și pe cei necomuni. Ori 2, ori 3. Și face 7 ori 2, 7 ori 6, că 2 ori 3 fac 6, 7 ori 6, 42. 42, să știi că e deștept, se împarte și la 14 și la 21. Ia să vedem. 42 împărțit la 14. Merge cam de câte ori? 3 ori, cred. Da, de 3 ori. 3 ori 4, 12. 3 ori 1, 3 și 1, 4. Nimic, nimic. Deci, acum l-am împărțit pe acest 42 la 14 și aici amplificăm cu 3. Și acum pe 42, dacă împărțim 2. La 21? 2. 42 la 21 merge 2 ori. 2. 42. 2. Și la mai departe. Toată fracția se amplifică cu 3. Și vine 3 ori 3, 9, supra 42. 9 supra 42, plus 2 ori 5, 10, supra 42. Și când mai ai reușit performanța asta, gata, spui cu cine este egal.
19 supra 42 este răspunsul corect. Ce părere ai? Este ireductibilă fracția asta la care am ajuns? 19 supra 42? Da. Este ireductibilă. Nu se mai poate simplifica, da? Deci este ireductibilă. Pentru că e 19 care e număr prim. 19 nu sunt par, 42 nu sunt parte la 19. Și nu mai are 19 și nu are niciun divizor. Dacă ar fi făcut cercetarea prin 2 nu merge. Deci Ștefanie nu merge prin 2, că nu vrea. 9. Da? E ultima cifră 9. Dar 19 e număr prim și numai cel mult s-ar putea împărți prin el însuși, prin 42. Dar nu, 42 nu vrea. La 19. Încă vine mai mult 4. Sigur. Să vedem un alt exercițiu. De data asta ne lasă spune să facem singur. Da, dar încă nu suntem la nivelul acela. Tu poți să lucrezi, că tu ai mai lucrat la fracții și ai mai mult antrenament. Eu cu Ștefan am să lucrez mai atent. Și zicem, 5 supra 21 plus 7 supra 10 minus 1 supra 5 este egal cu. Tu lucrează independent. Da. Noi avem treaba aici, să vedem cum găsim numărul acela. Asta e povestea care se împarte și la 21, și la 10, și la 5. Asta ne frământă foarte tare. Deci pot adună mai mult de două. Nu numai două, chiar trei, chiar patru fracții. Da? Iată că aici avem trei. Cum procedăm? Cum o să facem aici ca să ne iasă jocul? O să gândim așa. Luăm pe o parte, pe 21, Ștefanie. 21, care face 3 ori 7. Pe 10, care face 2 ori 5. Și pe 5, care este numai 5. Și acum, cel mai mic multiplu comun este egal cu. Comuni de la toate trei ceva comun avem? Nu. Avem doar la 5. Da. Bun, dar nu-i comun peste tot. Comun ce înseamnă? De sus până jos, să găsim la toți trei. Și atunci luăm pe toți necomuni. Deci, până ară, pe 2 îl luăm, pe 3 îl luăm, pe 7 îl luăm și pe 5 îl luăm. Asta este tot. Da? 2 ori 5 ar face cât? 10. Ori 3 ori 7, 21. Și face în final. Deci cât este la mulțirea care o obținem aici? 2 ori 5 face 10, 3 ori 7, 21, 21 ori 10 și face 210, da? Deci 210 este numărul acela. El îi deștept, se împarte și la 21, și la 10, și la 5. La 21 cât este? Deci cu cât îl împărțim acum pe ăsta, la fiecare. 210 mai întâi împărțit, 210 împărțit la 21. Și merge? Cât? O dată. Da. 21 și 0. De 10 ori. Era de așteptat. 210 împărțit la 21 este 10. Dar la 10? 21. 21 foarte bine. Și la 5? Și la 5 l-am multiplicat cu 210 împărțit la 5. Hai să vedem. 210. 210 împărțit la 5. 5 în 20 de... 42 de ori. 4, 5, 20. Este egal
cu 5, 10 supra 200. Deci aici amplificăm cu 42. Și este egal cu cine ai spus, Darius? 50 pe 8. Amplificând aici cu 10, face 50 supra 210. 50 supra 210. Plus? Plus 21. 1 ori 7. 7 ori 1, 7. 7 ori 2, 14. 147 supra 210. 210. Minus? Așa, minus 5. Păi cu cât am mai utilizat? Am făcut 42. Ah, eu ziceam 5. Așa, 42 supra 210. Ormul fac 42. 42 supra 210. Și este egal mai departe cu? 50. Mai întâi, hai să adunăm aceștia. 50 cu 146 face 197. 197 minus 42 supra 210. Și este egal? 155. 155 supra 210. Este fracția asta ireductibilă? Nu. Cu 5. Cu 5, sigur că da. Fiindcă ultima cifră e 5 și 0, da? Prin 5 se împarte. Și zicem? 31 supra 42. Și mai merge, nu mai merge. Din ce nu mai merge? Hai, vedem, prin 2 nu merge? Nu. Din ce motiv? Pentru că nu e 4. Aici e 31 și aici 42, deci nu merge. Asta aici nu merge. Mai precis, ce recunoaștem în 31? Ce fel de număr este 31? Să rămân, poftim, poftim, hai intrați. Ce număr este 31? Este număr? Bine că ai venit cu apă, că chiar vreau să rog pe... Da? Bine ai venit cu apă. Cu apă. E chiar miseti. Da. O lua vrei la foc. Deci vine, vine cât aici? 31 pe 42. Întrebarea este, este fracția asta ireductibilă sau reductibilă? Motivează de ce e reductibilă. Prin 3 nu merge, fiindcă vine 30 de ani. Plus 3, 33. Prin cât s-ar putea simplifica? Cel mult? Dacă... Nu, mai pe mult, mai lasă-mă. Cu 1 mă tot bat pe tine. E când ai venit, mă lasă. Cu 1 nu se poate până la. Mai se poate mai cât de tot 31. Impropriu. Da. Impropriu se face simplificat pe mult. Dar 31 este număr prim. 31 nu are divizori. Gândiți-vă la 31. N-are niciun divizor. Numele care n-au niciun divizor sunt prime. Exemplu de numere prime puteți să-mi dați? Dați-mi, vă rog. 31, 41. Cum? 31, 41. Ai, da, l-ai luat pe 31, mi-ai luat în fața ochilor, dar... Nu, iau-o din jos, de la început. 11. 11. Ia mai zile, mai nici. 1, 3, 5 și 2. Și 2-ul, că este singurul număr prim par. Foarte tare. Deci 2 este singurul număr prim par, care nu are alt divizor. Este o capcană foarte des folosită. Exact. Deci la clasa a 4-a, mi-amintesc când fiică mea era în clasa a 4-a, vedeți, mă duce mintea la ani din urmă, cu mulți în urmă, când fiică mea era în clasa a 4-a, a fost făcut un exercițiu în care s-a folosit capcana asta. Că 2 era număr prim par. Singurul număr prim par este 2. Este 2, da. Deci să luați în calculă întotdeauna pe 2 și după aceea 3, 5 se deci pare 1, 1, 2, 3, 5, 7. 9 este? 9. Nu. Nu, care pe 3. Da, 11. 13. 11, 13. Ia scrieți numele prime pare. Nu, numele prime. Prime. Numele prime în ordine. 1. 2. Da. 3. 5. 7. Da. 11. Da. 13. Da. 17. Da. 20. Mai este 20. Mai este 1, mai este peste 1. 19. Da. 19, 23.
descriptată până la mine. Până la infinit, pare că zic eu. Scrie toată infinită. Fie Cristin, ei, de aici e un pic mai greu. Ia să vedem, 23, următorul. A, bă, nu, 25, nu, 27, nu? Și 8. Nu, 29. 29. 29, da. 29, da. Ia mai ziceți și voi. 31. 31, da. Da, da. 37. 31, 32, nu, 33, nu, 34, nu, 35, nu. 37. 36, nu, 37, sigur că da. Ia zi, Daria, și tu. 37. Copii, să lăsăm și pe Daria. Nu te mai grăbi. 41. Tu te scrii încă înainte. 41, corect, și Ștefania, tu, următorul? Următorul, după 41. 43. 43, sigur că da. Că nu există nimeni, cât oricât să facă 43. Din tabla mulțirii care eu știu, eu nu am. Așa e curiozitate, domnul, până la cât facem? Până la 100. Da, până la 100, ca să le știi. Da, da. Mai ascult și eu la ele, scriveți. Da. 47. 43, ai zis, sau zis 43, 47, corect, 47, 51, ia să vedem dacă 51 e bun. Da, 49 e bun. Da, 49, da, asta. A, da. 49, 7, 7, 7, 49, 49 nu e bun. Nu se poate. Ia zis 51, Darius. 51 are, Darius, e bine. Ah. 51 are, nu se împarte la 3? 51 fac 6. Deci nu merge 51. Altul, următorul. 53. 57. Da, dar 57. 57? Ia să vedem, 5 cu 7? 2 cu 7, 6 cu 3. 57, nu? Dar noi bine. Păi suntem tot timpul cu ochiul în patru, după el, să nu faci. 59, are dreptate. Da, da, da. E bine 59. 61, 60. 69. 69. 69, 69 nu, pui 60 și 62, 63, nu. 64, nu, 65. Noi căutăm în parte. 67 oare, 67? 67. Ia să ne gândim. Da, 67 ori 5. A, ba, nu, 7 ori 3. Doamne, 13. 13 la 3 n-ar merge. Dar de acum există pericolul să se împarte la 7. Exact, sau la 9. Sau la 11. Sau la 11, deci, nu la 9. Nu la 9. La 7 sau la 11. Noi controlăm 2 și 3, da? 5, dar există pericolul să se împarte la 7. 67 nu. 67 nu se împarte la 7, pentru că 7 ori 9, 63, deci nu, nu merge, bun. Da? La 7 nu merge. Și înseamnă că îl acceptăm. Da. Mai târziu o să ne întrebăm dacă se poate la 11 și la 7 și la 11. Deci avem grijă de chestia asta când construim numele de prime. Ce a fost acum? 67. 67 și 9, nu, 69 e bun, nu, dar merge la 3. Da, 71. 71, s-a dus bine, Dania. 71. 73. 73, da. 77. 77. 11. 11. 11 ori 7. 79. 79. 16. 79, 71, 16, nu se împarte la 3. Da. Deci, există acum pericolul ca 79 7, se împarte la 7. Nu, nu se zice, o, da, nu merge, gata. La 11, la 11 nu merge și de acum dacă gata. Ajungem să fie câtul mai mic decât împărțitorul, ne oprim. Ne oprim. 81. Deci, 79. 81 merge? 81. A, ba, nu, 81 9, fac 9. Da, da, se împarte la 3. 83, 83 dacă e 11 și nu se împarte la 3, la 2 nu. La 83, dar ne întrebăm dacă nu cumva se împarte la 7. Nu se împarte. Nu se împarte. Nu se împarte. Deci 83 este număr prim. Următorul, oare? 87? 87. 87, 15. A, 87, 15. Nu se împarte la 3. Deci se împarte la 3.
89. Da, și nu intră în discuție. 89. 91. Să-l împărțim la, să zicem că e număr mai mare și împărțim la 13 și constatăm că, iată, câtul va fi mai mic decât 13, atunci ne oprim. 97 s-ar putea. Da? Ne oprim. Da. Ca să nu mai încercăm atât. Deci, cât? Da? 97. 97. 97. Că nu se poate la 3, la 2 nu, la 7 nu. La 7 nu se împarte. Și ne-am apropiat, nu? Da. De... Și am ajuns la 100 de profesor. Cât, la cât a spus? 97? Da. Ia să vedem, la 7 nu merge? Nu se împarte. La 7. Că intră o dată și ne dă 27. Nu se mai împarte. Corect. Finalul este clar că până la 100 ne-am învățat pe aceștia. Să le învățăm, să le înțelegem, să le reținem pe o parte din ele, la altele, dacă nu, să zăbovim un pic și trecem prin toate criteriile, cum am făcut-o acum. Și observația foarte tare care vă fac este următoarea. Notați, observație foarte, foarte importantă. Observație foarte, foarte importantă. Și o subliniem și o încadrăm. Și, da? Și zicem clar așa. Orice fracție care are fie la numărător, fie la numitor, un număr prim are foarte mare șanse să fie ireductibilă. Are foarte mare șanse să fie ireductibilă. Dar tot o verifică. Dar o verifică și o spun de ce. Numitor? Deci și dacă are fie la numărător, fie la numitor, nu și la numărător și la numitor. Da. Dacă și la numărător și la numitor prime, gata, e ireductibilă. Dar am spus, dacă are la numărător sau la numitor, deci dacă are la unul din cele două, numărător sau numitor, poziții, e număr prim, are foarte mari șanse, da? Bun, aici vreau să ajung. 31, exemplu, 31 supra 42. Care e numărul prim, copii? 31. Da. Deci 31, număr prim. Dacă aici ar fi fost 62, asta se las 41, da? 42, sau cum a fost, 42. Și fiindcă aici e număr prim, văd dacă 42 se împarte la 31. Nu. A, bă, da. 42 se împarte la 31. Nu se împarte. Am văzut 3 doar. Deci, dacă nu se împarte, deci șanse sunt să o simplificăm chiar prin 31. Dacă cumva se întâmplă ca jos să fie multiplu de 31. Adică 61. Deci aici nu se întâmplă așa și atunci asta este ireductibilă. Pentru că 42, spun în paranteză, fiindcă 42 nu se împarte, nu se divide, 42 nu se divide la 31. Dar dacă v-aș da exemplu următor, 31 supra 93, cum e? Deși are pe 31 număr prim. Da, dar ce parte la 3? Prin cât? Prin 2. Suntem atenți aici. Deși are pe una din poziții, numărătorul este număr prim, fiindcă se întâmplă 93 să se împarte exact la 31, atunci asta este simplificabilă. Este reductibilă prin 31 și va face 31 împărțit la 31 face 1 supra 3. Și spunem ce a fost fracția asta. A fost reductibilă, nu? Că am simplificat-o pe 31. Și spunem reductibilă este asta. Cum se și vede. Pentru că două puncte. Pentru că 93 se împarte la
cât 31 și egal cu 3. Egal cu 3. Copii, ce v-am spus acum este de maximă importanță. Pentru că ori de câte ori ne întâlnim cu o fracție, trebuie să stabilim repede dacă e reductibilă sau ireductibilă. Nu ne plac fracțiile reductibile. Nu ne plac, scrim și asta. Nu ne plac fracțiile reductibile. Dar și dacă vă plac, să vă placă vouă, mie nu. Eu rămân pe poziția mea. Nu ne plac fracțiile reductibile. Hai să faci mai mare, să vezi cum o să-ți placă nesigur. Nu ne plac fracțiile reductibile. Dacă trebuie Stefania, să faci mereu mare. Pentru faptul următor. Deci nu ne plac fracțiile reductibile pentru că dau numere mari și ne măresc riscul greșelii. Corect. Da? Numere mari. Și de aceea, oricât de ori o vedem în fața ochilor, noi o simplificăm până când nu se mai poate, adică până o face fracție ireductibilă. Deci totdeauna facem așa ceva. Exemplul cel mai bun e cel care l-a scris pe tablă. 31 cu 93, dacă am lucrat cu ea, față de 1 pe 3. Sigur că da! Când lucrez cu 31 pe 93 și cu 1 pe 3, e altă viață cu 1 pe 3 și față de 91 pe 3. Ia închipuiți că ar fi fost așa, Stefania. Hai să facem un exercițiu de imaginație, să spunem așa, apropo de... Ca să înțelegi de ce nu vă plac. Așa, da. De ce am venit-o cu restricția asta, că nu-mi plac? Uite, dacă ai fi avut de adunat 31 supra 93 plus 21 pe 42, egal cu... Care-i numitorul? Numitorul cum? Păi, și lucrai cu ele așa, Ștefania. Deci, așa? Ție, tu ai zis că tu le iubești. Găsește numitorul. Dai seama, trebuie luăm pe 93 deoparte să-l descompunem, să facem treaba, 42 să-l descompunem și multe. Și dacă le făceam reductibile, faceți... Ar fi 1 pe 3 plus 1 pe 2. Asta e. Deci aici simplificăm prin 3, aici simplificăm totul prin 2, pentru că sesizăm că 93 multiplu de... Prin 31, da? 31 și 21. 21, da, foarte bine. Și atunci asta vine 1 pe 3... Plus 1 pe 2. Și uite ce revedere, viață, viață! Foarte tare! Și acum trebuie amplificăm asta. De primul amplificăm cu 2 pe 2 și 3 și ne dă 2 pe 6 plus 3 pe 6. Punem o singură linie. 2 pe 6 plus 3 pe 6. Și face 5 pe 6, care e altceva, Stefania. Altă viață. Altă viață, sigur că... Și repede și frumos. Și îți dai seama că așa copii care nu au prins meseria asta. Nu le spunem tuturor. Nu. Nu le spunem. Acum se registrează și nu se le spunem, nu? Da. Numai noi să știm. Da. Așa. Ce vreau să spun, că toți prietenii noștri, toți cei care vor vedea filmul, vor înțelege acum de ce am insistat și am spus că nu ne plac fracțiile reductibile. Le iubim pe cele ireductibile. Pentru că în condițiile, în condițiile în care n-am știut asta, dragilor, păi ne-am apucat pe 93 să-l descompunem. Hai să vedeți ce minune facem. Pe 31. Nu? Da. 3, 3, 3 aici. Da? 3 și merge 31 și 31 număr prim, 31. Și zicem 3 ori 31, da? Deci da, 93. Și îți dai seama, direct. 3 ori 31. Iar 20, despre 21, 42. Nu, despre 42, este 2 ori 21, adică 2 ori 3 ori 7. Și acum cel mai mic multiplu... 2 ori 3 fac 6 ori 7, 42, nu? Da, e bine, da. Și acum, noi neștiind că e șmecheria asta să afli numitorul, să afli, să le faci ireductibile, muncim. Și zicem, cel mai mic multiplu comun este. Ia să vedem, Ștefania, cine este, puiule? Deci, 2, e necomun, da? 2 ori 3, foarte bine. 6, 2 ori 3 ori 7, ori 31. Deci, 2 ori 3 ori 7 ori 31, adică este egal cu 2 ori 3, 6 ori 7, 42, ori 31. 42 ori 31 îmi dă un număr foarte mare, da? Un număr foarte mare și lucrez cu numerele acestea și mă apuc să înmulțesc și îmi ia durerea de cap, așa cum spune mama. Nu-i prea mai mult, da.
Calculează, ai temul pe calculat. Ok, eu calculez. Și după pot ce... Pot să calculez și acum, nu-i da, 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 dar după ce faci calculul ăsta, Darius, deci să și greșești la un calcul, fie la împărțire, fie la nu știu ce. Și te trezești că e ratate greșițe pentru că n-ai fost atent la șmecherea cea mai tare. Aceea de ne aduce la fracții ireductibile. Este literă de lege. De rămâne definitiv în minte această chestie frumoasă, aceea de a aduce fracția din forma în care o întâlnim, de unde o întâlnim, în varianta ireductibilă. Este esențial. Mai iubești fracțiile reductibile? Nu. Numai pe nimeni cele mai ireductibile. Da. Nimeni nu le mai iubește. Suntem convinși de asta. Așa, dar, dragilor, hai să ne întoarcem în lecția de astăzi, ce a făcut Ștefania, hai să facem în sinteza orei. Mulțim. Da. Să ne amintim ce lucruri noi am făcut. La operație cu mulțime am făcut... Produs cartezian. Cartezian și delta. Delta, ce numește? Diferența simetrică, da? Hai să vedem așa. Hai să le amintim tuturor. Anume, am făcut prima chestiune. Mulțimi. Punct și virgulă. Operații cu mulțimi. Operații cu mulțimi. Și la operații cu mulțimi am făcut așa. Delta, reuniunea. Reuniunea, scăderea, intersecția. Intersecția. Hai să și să le spunem simbolul, nu? Asta e simbolul reuniune. Apoi, intersecția. Delta. Care e simbolul la intersecție? Da. În jos. Da. Reuniunea, intersecția, diferența. În minus sau în ghes, în slash. Da. Deci ori așa o găsim, slash. Ori așa, da? Slash. Așa. Deci reuniunea, intersecția, diferența. Apoi am făcut ce? Produs cartezian. Produs cartezian, asta a fost noutatea. Produs cartezian. Un da? Așa. E ori acela care știam în clasa până în clasa a patra. A patra și cincea. Și diferența simetrică. Un simetrică. Care se notează așa, un triunghi. Și să spunem aici, hai să le spunem aici ce înseamnă A ori B. Deci A adică 3 ori B, A ori B înseamnă toate perechile X și Y cu proprietatea că X-ul este din prima mulțime, din A, și cel de pe locul 2, Y-ul, este din B. Nu? Am făcut așa exemple, au văzut prietenii noștri. Apoi, diferența simetrică A, delta B, este egal cu A minus B, reunit cu B minus A. Noi am făcut exemple, știți, B minus A, da? Și asta a fost la mulțimi, operație cu mulțimi. Doi, a doua parte a lecției, fost legată de ce? De fracții, da? Fracții. Iar aici am făcut fracții echivalente. Fracții reductibile, fracții reductibile. Fracții reductibile, ireductibile. Ireductibile. Da. Reductibile și ireductibile. Suma, nu? Adunarea. Adunarea. Căderea fracțiilor. Aici am mai făcut și cel mai mic multiplu comun, nu? Da. Adică cum să află descompunerea, divizori. Am făcut multe lucruri, da? Ce înseamnă numere prime, numere prime. Da? Numere prime. Descompunerea unui număr ca un produs
de factori, cum factori primi. Da? L-am descopus în factori primi. Multe, multe, foarte multe lucruri. La revedere, dragilor, și pe curând, pe mâine. Domnul profesor, mâine am să le iau la cât să vină? Păi, la 5 jumate sau la 4? Hai să vedem, să opresc camera.